Am trezit azi dimineață cu noaptea în cap că mă suna un pensionar, un activist civic, un membru onorific Hyde Park, Nicolae Petrovici de la Trinca Jedinec. Îmi spunea aceleași dureri ale lui că se distruge patrimoniul natural, că se intervine în defileul Trinca, se extrage piatră, inclusiv cu explozii, chiar dacă acolo iar e protejată prin lege. Că primarul Gudumac, veșnicul primar Gudumac, care a fost președinte de calhoz și care era din șleachta lui Plahotniuc și al altor mafioți, îi acoperă, îi susține, îi încurajează și poliția de sector tot așa, și că omul s-a plâns și la procuratură, procuratura generală, la CNA, la inspecție ecologică. Și nimeni nu face nimic ca să oprească fără de legile. Și omul e descurajat că din pensia lui mică trebuie să cheltuie bani, să meargă în judecăți, să ducă la Chișinău din când în când, să trimită, să facă copii xerox și să le dea dosare întregi de dovezi, de documente că se încalcă, că se distruge. Și nimeni nu face nimic, inclusiv, ziceam, Procuratura Generală și dă nume de vreo trei procurori pe care i-au numit șefii lor Harunjan sau Stoianoglu, le-au zis, iată cu oamenii ăștia vorbești, ei o să se ocupe. Și chiar procurorii cei generali veneau în defileu, vedeau ce se întâmplă și după aceea dispăreau. Semn de incompetență sau mai degrabă de corupție, probabil mafia varului le umplea buzunarele și îi trimitea la plimbare și ei plecau cu minți așa cum se întâmplă în Moldova. Și de atâtea ori chiar eu și singur, și cu frații mei, și cu domnica, am uitat cum o cheamă, celebra domnica, am pedalat până acolo și am surprins în flagrant pe braconieri cum extrag piatră din area protejată. Am chemat poliția, am dat pe mâna poliției, eu prins și aceia în flagrant, le-au arestat mașina și nimic nu li se întâmplă. Și colegul nostru de la Curaj TV, Valentin Borodachi, tot din raionul vecin, Briceni, au fost de câteva ori, tot i-au prins, au chemat poliția, au găsit groapa de vară pe domeniul public, în spațiu pe care îl gestionează primăria. Și nimic nu li se întâmplă. Asta e clar bătaie de joc și nu numai pentru că se distruge patrimoniul natural, se extrage piatra dintr-o arie protejată, dar pentru că pentru arderea varului se taie păduri în disperare de alături din satele vecine și se ard cauciucuri, iar asta contribuie la poluare intensă și foarte toxică a aerului, a solului, a apelor, râului. Am uitat cum se numește râulețul acela celebru care se scurge după aceea în prut și după aceea în mare. Și omul e supărat. Ziceam de cum s-a luminat, m-a sunat, obișnuit ca și de la țară, toți deja îmblă cu noaptea în cap, noi la oraș, mai ales artiștii, ne culcăm mai târziu și ne trezim când soarele apare abia după blocuri, nu când apare la orizont. Și el m-a trezit cu noaptea în cap, după care vecinul a început să dea cu bor mașina și iată, mi-a întrerupt și somnul și acum mi-a întrerupt și mărturia asta, explicația despre ce mi-a povestit mai mult de jumătate de oră mi-a povestit Nicolae Petrovici, dar eu cu somnul între ochi, neatent fiind, am înregistrat doar chipul revoltat și ochii mei umflați de somn, dar vocea nu i s-a înregistrat și de aceea mă simt cumva obligat să traduc ce spune omul, să relatez pe scurt ca să aflați și voi că acolo în defileul Trinca, în jurul sătucului Trinca, se întâmplă multe fără de legi și sunt acoperite de organele de stat care sunt complici cu mafia varului. Eu zic să luăm atitudine, să fim alături de Nicolae Petrovici și să cerem implicarea organelor de stat pentru că sunt plătite din banii noștri ca să facă ordine, nu ca să facă bani.